Bine v-am găsit la Cheia Zilei, sunt Neil Cinecker, avem o ediție eveniment în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. Vă prezint cele mai mari scandaluri în guvern pe banii românilor, vă arăt revolta care ar putea bloca plăți cruciale pentru români și vă spun dacă se va întârzia plata pensiilor, indemnizațiilor și alocațiilor. Veți auzi mesajul tranșant al premierului către funcționarii greviști. Am și informații de la ministrul care boicotează revoluția fiscală anunțată de PSD. Vă arăt măsurile ce se vor a fi luate și vă spun cum se modifică impozitele și TVA-ul. Veți vedea însă că președintele PSD, Marcel Ciolacu, pune piciorul în prag și dă ultimatumul pentru liberal. Vă prezint tensiunile care pot provoca alegeri anticipate în România. Vă aduc de asemenea și intervenția președintelui Klaus Iohannis în miezul scandalului din Alianță. Vom analiza și cum se schimbă configurația politică la nivel mondial și care sunt evenimentele care pot duce puterea în mâinile extremiștilor. Vă aduc și două anchete bombă. În prima vom face dezvăluire în premiere națională despre tunul de milioane de euro. Vă spun cine a furat din banii statului și vă arăt schema fraudelor masive cu terenuri ale statului. În a doua veți vedea penthouse-ul nepoatei șefului SRI, care a fost scos la licitație la ofertă. Vă arăt casa de lux cu mobilă de mii de euro, toate luate din banii statului. Toate acestea într-o ediție eveniment a Cheii Zilei, care începe chiar acum. Și mai întâi de toate vorbim despre plata pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor, tot ceea ce trebuie plătit de la Ministerul Muncii. Un lucru care pare să fie greu să se întâmple în următoarele zile de început de decembrie, atunci când ar trebui. De altminteri, pensiile oricum se vor întârzia din cauza lui 1 decembrie, dar mai ales din cauza faptului că a ieșit lumea în stradă, cei care lucrează la aceste departamente ale Ministerului Muncii. Premierul Marcel Ciolacu zice să nu cumva să vă gândiți că ne șantajați. Colega mea Bianca Ogacă are toate detaliile. Bun găsit, Bianca, te ascultăm. Bună seara, bun găsit tuturor! Situația este destul de tensionată în țară din cauza protestelor ce au loc la casele teritoriale de pensii. Foarte mulți angajați din subordinea Ministerului Muncii au intrat în grevă generală, nemulțumiți fiind de condițiile de muncă. Însă putem observa că din cauza acestui blocaj am putea avea probleme luna aceasta, atât cu plata pensiilor și alocațiilor, dar și cu plata diverselor indemnizații. Vedem până la urmă acest blocaj chiar acum, înainte de sărbători, atunci când românii au cea mai mare nevoie de bani. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Marcel Ciolacu ar fi avut o reacție destul de fermă în tot acest scandal. Ei bine, șeful executivului le-ar fi transmis reprezentanților caselor teritoriale de pensii că nu au niciun drept să șantajeze și că obligația lor este să facă toate aceste plăți la timp, astfel încât românii să nu aibă de suferit. Da, alături de mine astăzi senatorul PNL Daniel Fenechiu, urmează să vină și senatorul PSD Bogdan Matei. Bun găsit, domnule Fenechiu. Bună seara. S-o luăm băbește. Am văzut profesori în stradă astă vară și au stat până când au primit ce au vrut. De ce? Pentru că dacă nu ne aducem aminte, era riscul ca să avem copii anul acesta care nu reușesc să-și ia bacul în timp pentru a se înscrie la facultăți, lucru care ar fi însemnat practic un dezastru pentru acei copii. Sigur, se arunca vina de la unul la altul, profesorii spuneau nu e vina lor, e vina guvernului că nu vrea să îi asculte, guvernul spunea nu vă bate joc de copii, toate bune și frumoase. Acum avem acest moment foarte interesant în care au ieșit cei de la muncă
mă refer în special casele de pensii județene, astea teritoriale de muncă, ITM-urile din județe, care spun, domnule, vrem bani egali cu cei de la centru și ca atare vrem și adică să ni se mărească salariul. Toate bune și frumoase, domnule Fenechiu, dar vă anunț eu, că se pare că nu știți, dar vă spun eu, n-aveți bani. Bun, acum eu știu următorul lucru, că în momentul în care îți asumi o obligație de plată, trebuie să ai identificată și resursa din care să faci plata. În ceea ce privește... Păi, dar, nu interesează. În ceea ce privește profesorii, angajamentul a fost foarte ferm și neechivoc. Și chiar în ipoteza extrem de plauzibilă că nu vom avea o lege a salarizării unitare până în ianuarie, problema... Cu toate că l-ați promis-o? Da, am promis-o. Însă, în ceea ce privește că acum discutăm de profesori, problema poate fi rezolvată printr-o ordonanță de urgență și este obligația și responsabilitatea guvernului ca să țină de promisiunea care a fost făcută profesorilor. A fost și o hotărâre de guvern... Nu, resursă este. Bugetul pe anul viitor... Păi nu, care... nu are. De ce nu avem? Bugetul ăsta, toată lumea zice... Păi vă explic de ce. Cu oricine, orice politician cu care vorbesc și zic, domnule, care-i sursa? Bugetul. Ăla, de unde? Bugetul. Dar bugetul are 100 de monezi în total, în punguță. 100 de monezi poate să ajungă pentru câte o bucățică de monedă la fiecare, totalizând 100 de monezi. Dacă eu adun toate obligațiile pe care și le iau unii și alții desemnând bugetul ca sursă, îmi ies 150-160 de monezi. Nu mai e bugetul sursă. Domnul Schnecker, acum aici povestea este următoarea. Cu siguranță, oricum ți-ai imaginat bugetul, el nu va putea să permită ca toate revendicările care există astăzi în spațiul public și de care se vorbește să poată să fie satisfăcute din bugetul pe anul viitor. Însă, aici este vorba de o anumită prioritizare la care te obligă și legea, te obligă și promisiunile făcute. În ceea ce privește profesorii, este clar că promisiunile trebuie onorate, iar în ceea ce privește revendicările care se află astăzi în curs de desfășurare, executivul va trebui să negocieze aceste revendicări având în vedere sursa bugetară. De-aia mi-a plăcut întotdeauna de dumneavoastră, pentru că grăiți adevăr. Trebuie prioritizat. Și atunci vin eu și vă întreb. Prioritizăm salariile, pensiile, toate celelalte, după cum vă făceam acele 100 de monede din săculeț, trebuie să renunți la ceva. Și întrebarea mea acum este, la ce renunță guvernul, respectiv coaliția, în anul electoral 2024, ca să împace toate caprele, toate verzele și toți lupii? Întrebarea dumneavoastră este și bună și corectă. Din păcate, eu în momentul ăsta nu vă pot răspunde, datorită faptului că informațiile mele despre buget sunt că în momentul de față bugetul este în forma de, să zic așa, stabilirea priorităților. Informațiile care le-am sunt că bugetul va veni în Parlament undeva în jur de 10-12 decembrie, deci până atunci mai sunt maxim 2 săptămâni de zile și decât să mă apuc în momentul de față să-mi dau cu presupusul, vă spun, n-am o informație la ce va renunța, dar vă asigur că problema profesorilor va fi rezolvată. Asta vă asigur că așa a fost. Și veți renunța, vă spun eu, veți renunța, aveți câteva variante, ori veți renunța la o bună parte din investițiile bugetare, nu cele care sunt pe fonduri europene, ci investițiile bugetare, o bună parte din ele va trebui să renunțați, ori va trebui să vă împrumutați dincolo de limita permisă de 50% și să, în alte cuvinte, să vă uitați la Uniunea Europeană să-i ziceți, anul ăsta nu vorbim, ori să creșteți deficitul și să vă împrumutați și iarăși să-i spuneți Uniunii Europene, anul ăsta nu vorbim, iar în 2025, cu toată opoziția, posibilă opoziție liberală, o să ajungeți să creșteți taxele și impozitele, căci altminter, din altă parte, după cum vă spuneam, cam punguța cu doi bani, atâția bani sunt în punguță cât a fost
dați. La o analiză logică, ce spuneți dumneavoastră face sens. Pentru că în momentul în care nu ai resursă, trebuie să tai de undeva. Cel mai facil pare a tăia de la investiții. Dar nu e chiar atât de simplu, pentru că în momentul în care tai de la investiții, afectezi PIB-ul și afectezi inclusiv investițiile europene, ipoteza să te împrumuți, care pare cea mai comodă, este o ipoteză care generează niște probleme în ceea ce privește deficitul, gradul de îndatorare și dobânzile la care te vei împrumuta. Deci decizia nu va fi extrem de simplă. Iar Partidul Național Liberal se opune la tăierea investițiilor. Da, știu că vă opuneți, dar repet, punguța cu doi bani are doi bani. Producătorul meu, Vali Pârvânsă, are o vorbă interesantă pe care am să-i o explic. În schimb, am să vă adresez întrebarea altfel. El vă întreabă, bine, dar de ce nu luăm de la bugetari? Că oricum sunt foarte mulți și oricum trei tăiați. Aia oricum trei tăiat, Vali, doar că aia este nimic față de gaura de care vorbim noi. Problema însă pe care v-aș adresa-o este de ce nu începem să colectăm. Vă aduc aminte că suntem la 27% colectare sub media României. România are o medie de 33% rată de colectare, suntem la 27% din PIB și vă anunț că 20 de miliarde din cele 70 ceva de miliarde care sunt necolectate, 20 de miliarde vin de la companii cu capital integral sau majoritar de stat, adică practic din consiliile de administrație pe care dumneavoastră politicienii le umpleți cu oameni. Vreau să merg un pas mai departe și să vă spun că premierul a avut o poziție foarte dură, zic eu, corectă, dar dură, față de acești angajați, în care le-a zis, domnule, nu este momentul să șantajeze nici angajații, cum vă spuneam înainte, dar nici Partidul Național Liberal, pentru că știm foarte bine că PNL-ul a încercat tot felul de mișcări. Domnule, poate ieșim de la guvernare, poate nu ne convine, au fost discuții în cadrul partidului apropo de politica fiscală. O să vă arăt imediat ce a zis inclusiv șeful Bolo, șeful de la finanțe. Ei bine, vreau să vă arăt însă că Marcel Ciolacu nu are absolut nicio temere de aceste lucruri și zice, da, hai la popor! Marina Cioaca a stat de vorbă cu premierul și a ascultat pe la uși. Bun găsit, Marina! Bună seara, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt noi tensiuni în interiorul coaliției de guvernare. Asta după atacurile tot mai dese ale liberalilor la adresa partenerilor din Partidul Social Democrat. Ei bine, sursele noastre ne-au dezvăluit că inclusiv premierul Marcel Ciolacu s-a săturat ca cei de la PNL să amenințe că ies de la guvernare sau s-a săturat Marcel Ciolacu de lamentările celor de la PNL, care de multe ori se compun ca și cum ar fi în opoziție, nu într-o coaliție care se află la guvernare și care trebuie să vină cu soluții. Iar sursele noastre ne-au mai dezvăluit și faptul că Marcel Ciolacu le va transmite la viitoarele discuții pe care le vor avea liberalilor un mesaj extrem de clar. În loc să iasă în spațiul public și să se plângă mai bine, ar trebui să se gândească la consecințe, pentru că el, Marcel Ciolacu, este pregătit oricând să meargă în fața președintelui Klaus Iohannis și să își depună mandatul. Mai apoi să avem alegeri anticipate, pentru că PSD este pregătit să se întoarcă la popor. Ei bine, dar stăm să analizăm sondajele, PSD nu se teme de alegerile anticipate și pentru că este în topul preferințelor românilor. Și atunci ar ieși marele câștigător, pe când cei de la PNL se bat pentru locul 2 cu cei de la AUR. Deci, automat, nu ar avea nimic de câștigat. Este un mesaj extrem de dur pe care l-ar transmite Marcel Ciolacu, care, așa cum vă spuneam, s-a săturat de amenințările celor de la PNL, amenințări care uneori sunt în spațiul public, pentru că au fost foarte mulți liberali care au ieșit public și au declarat că poate ar fi mai bine ca PNL să rupă această coaliție de guvernare. Este așteptat și un mesaj puternic din partea președintelui Klaus Iohannis, care de facto este un
puternic sprijin pentru Nicolae Ciucă, deci automat va conta foarte mult și intervenția președintelui Klaus Iohannis. Da, mulțumesc, Marina. Uite ceea ce a zis și ministrul Bolo și de unde ultima, ca zicem așa, de unde v-ați luat ultima oară, spunea Boloș, promisiunea este că vom rămâne în continuare cu un sistem fiscal de invidiat pe plan european, tocmai pentru că înțelegem importanța protecției populației în calitate de consumator, a investițiilor, dar și a unei politici fiscale echilibrate. Iar astfel vom avea 10% impozit pe venit, 16% impozit pe profit, 19% taxe pe valoare adăugată. Toate aceste lucruri nu fac decât ca politica fiscală să rămână în continuare prietena investitorilor. Foarte frumos ceea ce spune domnul Boloș. Asta apropo că a ieșit premierul Ciolacu și a spus că ar trebui să ne gândim la, un impozit progresiv, pentru că și tot felul de organizații ne spun același lucru. Ei bine, Boloș zice nu așa este, nu așa se discută, noi menținem partea liberală, ceea ce mie mi se pare corect. Domnule Bogdan Matei, bună seara, bine ați venit. Înțeleg de la șeful dumneavoastră că nu mai stați așa, ca să zic, la prea multe discuții cu PNL-ul. E pe sistemul, domnule, ori faci cum îți zic eu, traduc așa, mai bădărănește un lucru delicat pe care îl spune domnul Ciolacu, ori faci tu, PNL-ule, cum îți zic eu și te lași încălecat, ori dacă nu, hai la alegeri. Da, în primul rând mulțumesc frumos pentru invitație. Nu se pune problema de un astfel de discurs. Mai mult de atât, am ascultat cu foarte mare atenție materialul prezentat de colega dumneavoastră, în care spunea că sunt foarte multe tensiuni în coaliție. Eu știu foarte clar că în cadrul coaliției nu există asemenea tensiuni, mai mult de atât. Liderii celor două partide, atât Marcel Ciolacu cât și Nicolae Ciucă, au dat de fiecare dată mesajul. Eu nu vorbesc de lider, atenție. Imediat revin și la armata celor două partide, care de fiecare dată sunt câțiva care sigur că dau anumite declarații ce nasc astfel de supoziții. Da, unii au niște greutate, așa, sunt greuți. Este foarte adevărat că unii dintre ei sunt greuți și în ambele partide, pentru că nu vreau să fac o discuție doar despre colegii mei liberali, dar ceea ce este foarte important este faptul că cei care astăzi ies și contestă această alianță nu reușesc în cadrul partidului să aducă 50+1. Ori dacă tu în cadrul propriului tău partid nu reușești prin poziția ta contra acestei alianțe de guvernare să aduci 50+1, înseamnă că această alianță este una stabilă din punct de vedere al guvernării și că nu se pune problema niciodată până la final de 2024 ca această alianță să nu mai funcționeze. Mai mult de atât, sunt astăzi alături în platou de colegul meu, domnul senator Fenechiu, și știu că această alianță funcționează corect și în Senatul României, dar și în Camera Deputaților. Haideți că eu tot timpul mă laud aici în emisiune că am și eu măcar așa o jumătate de zi, o zi de experiență politică, nu foarte multă, dar cu puținul ăla pe care îl știu, e greu, foarte greu, să faci, să guvernezi împreună și să candidezi separat. Pentru că atunci când ai de condus o campanie electorală, așa e la campanie electorală, e pe bază de lovituri, e doare, e contondent, în momentul în care liberalii au un bazin electoral căruia trebuie să-i prezinte un discurs și niște elemente liberale și PSD-ul are un bazin social-democrat căruia trebuie să-i prezinte un discurs și niște lucruri social-democrate, ele nu se pupă. Iar de exemplu cel mai bun este acest ultim exemplu între discursul lui Boloș, ministru de finanțe în guvernul României, și dar liberal, și Marcel Ciolacu, premier al guvernului României, dar PSD-ist. Unul zice una, altul zice alta. De acord, dar scenariul este pentru 2025. Acum, ceea ce se va întâmpla din 2025, cred că astăzi noi nu putem să... Adică 2024 e anul țeapă sau cum? Anul 2024 nu este anul țeapă, dar nu se modifică niciun impozit. Așa că din această perspectivă a impozitării, fie progresive, asta fie nu... Cred.
Asta nici n-am bănuit, că nici PSD-ul n-are atât de mult simț sinucigaș încât să modifice un impozit într-un an electoral. No. Nici nu-mi puneam problema. Totuși. Dar 2025, tot noi suntem cei care trăim. Tot noi de acord cu dumneavoastră și tocmai de aceea cred că din această perspectivă a impozitării trebuie să existe și un dialog corect cu întreaga societate și cei implicați și mai mult de atât. Acesta nu poate fi implementat brusc de pe o lună pe alta sau de la 6 luni la alte 6 luni. Pentru că dacă vom veni cu astfel de scenarii de implementare bruscă a unui astfel de sistem de impozitare progresivă sau un alt sistem pe care îl vreți dumneavoastră sau, mă rog, puteți să-l luăm din alte țări vecine cu noi sau membre ale Uniunii Europene, cred că trebuie în primul rând să analizăm foarte corect specificul țărilor de unde vrem să luăm modele. Dacă nu vom analiza corect și dacă ca și tehnică paralelă nu se poate adapta și țării noastre, cu siguranță că vom greși flagrant. Păi bună, am înțeles. Deci, practic, înainte de îl întreb și pe domnul Fenechiu, foarte scurt, deci, dumneavoastră îmi spuneți așa, că în 2025 trebuie să existe o schimbare a sistemului fiscal. Eu am mers doar pe ideea prezentată de dumneavoastră a impozitării progresive. Și am spus nu e a mea. Este prezentată de șeful dumneavoastră, domnul Marcel Ciolacu. De acord. Nu eu. A ideii înaintate de dumneavoastră. Eu materialul clientului. De acord cu dumneavoastră. Dar pentru anul 2025, înainte să implementezi... Chiar și așa. Înainte să implementezi un astfel de scenariu, el nu se pretează pentru 1 ianuarie 2025. Dar asta este ceea ce aveți de gând, corect? Este o direcție la care ne dorim să ajungem ca și implementare. Dar n-aș putea să vă spun 2025 sau 2028. Am înțeles, dar acolo vreți să mergeți în coaliție cu PNL-ul, domnule Fenechiu, în condițiile în care PNL-ul a fost foarte, foarte, foarte clar și categoric întotdeauna apropo de această cotă unică. Ministrul Boloș, Marcel Boloș, face chiar o analiză foarte corectă, spunând, domnule, este până la urmă singurul lucru pe care îl avem. Ceea ce cam așa este, cam atâta mai avem. Că în rest ne-am cam dat la joale cât am putut. Deci, PNL-ul ce face? Se lasă încălecat, că totuși o promisiune pentru 2025. Deci, asta în 2024, acum în campanie electorală, nu puteți să țineți, ori țineți steagul sus cu cota unică, dar asta înseamnă că nu mai va fi coaliție, ori e coaliție, dar e cât se poate de evident că subiectul este cota unică. Domnul Șnecăr, ceea ce spuneți dumneavoastră ar fi o analiză care, din păcate, nu are legătură cu lumea politică românească. Probabil că nimeni nu. Probabil că nimeni dar nu cu cine? Păi are legătură cu un anumit tip de normalitate care ar putea să fie ideală. Dumneavoastră, probabil că vă amintiți că în 2020 nimeni nu dădea vreo șansă unei posibile alianțe între PNL și, sau coaliții între PNL și PSD. Se pregătea Marea Dreaptă, rupeam totul, se întâmpla. Iată că a venit anul 2021 și s-a creat guvernul de coaliție stânga-dreapta. Da? Cine credea în 2020? Nimeni. Astăzi PSD-ul vine și spune exact ce a spus întotdeauna. PSD-ul a fost un susținător al impozitului progresiv. Îmi aduc aminte în 2004, când a venit guvernul dreptei și a introdus cota unică. Mi-aduc aminte ce fericire a fost în zona liber profesioniștilor. Eu sunt avocat, pe vremea aia am simțit din plin oamenii de afaceri. Ce a însemnat cota unică? Și de atunci tot timpul a fost această ciondăneală, revenim la impozitul progresiv, nu că păstrăm cota unică. Bun. Cota unică, din păcate, astăzi nu mai e unică. Și nu mai e unică din motive diverse. Știți la fel de bine ca mine. Că au fost guverne, inclusiv guverne PSD, care au mai diminuat din cota unică. 16 a devenit 10, la un moment dat a devenit 5, acum s-a făcut 8. Din păcate, memoria noastră este extrem de selectivă. În momentul când ai creat un beneficiu fiscal, pentru că se poate, economia merge, se ajung banii la buget din rațiuni diverse, în momentul când revii, dar în marge, care au fost mai mari odată când ai fost numit de cota unică, generezi nemulțumire peste tot. Și atunci discuția care se pune și care va crea o presiune pe Partidul Național Liberal va fi următoarea. Nu e problema legată de faptul că PSD-ul se va bate cu, pe impozitul progresiv până la victorie. Nu. Dar în momentul când în 2025, dacă se va ajunge ca să se ajungă în nou la o guvernare comună, da, PSD-ul va veni și va încerca să spună, domnule, stați puțin, cota unică înseamnă cota unică.
Iar cota unică înseamnă cota unică, înseamnă că 10-le devine 16, poate 19-le devine 16, dar înseamnă și niște reglări pe 16. Și atunci aia e problema pe care noi am putea să o avem. E și motivul pentru care domnul Boloș vine astăzi și spune niște lucruri. Acum, eu vreau să vă spun că singurul lucru relevant pe care le definește... spune împotriva șefului PSD și șefului său de guvern. Nu știu dacă e împotriva șefului... Unul zice una, altul zice alta. Domnul Șnecăr, dumneavoastră știți foarte bine că coaliția nu s-a făcut din foarte multă dragoste. S-a făcut dintr-o necesitate obiectivă de a asigura stabilitatea României în contextul respectiv. Aoleu, dacă mă luați cu stabilitatea, vă iau eu pe scurtătura. Să știți un lucru, că asta a fost motivul. N-a fost vorba de nicio stabilitate. Nu. A fost vorba de un singur lucru. Dacă în momentul acela se mergea înapoi la... lucru care e valabil și acum. Dacă în momentul acela sau în momentul acesta s-ar merge înapoi la popor, PSD-ul ar lua foarte mult, în momentul acela PNL-ul ar pierde foarte mult. Domnul Șnecăr, noi am mai fost în opoziție. N-ar lua suficient ca să guverneze singur și credeți-mă că dacă vor să guverneze cu aurul, e dreptul lor, noi putem fi în opoziție, nu e nicio problemă, da? Deci din punctul ăsta de vedere, ceea ce dumneavoastră prezentați... Bun, dumneavoastră a spus dumneavoastră... Nu, pe bune. Asta e discurs public frumos, cu nu ne pasă. Și că noi stăm bine și în opoziție dacă e nevoie. Este discurs public, haideți să fim serioși. Discurs public corect. Nu pleacă câinele de la măcelărie niciodată. Da, te poate trimite acasă de la măcelărie. E votul popular. Păi nu, da, votul popular, da? Dacă te dă afară. Deci eu vă spun două lucruri. Unu, ceea ce se întâmplă, inclusiv din exemplu dat cu Marcel Ciolacu și exemplu cu liderii noștri care vor să ieșim de la guvernare, sunt niște jocuri de imagine care se fac în ambele partide. Domnul Ciolacu vrea să demonstreze opiniei publice că domnia sa este numărul unu și e cel care face drege și dacă cineva îl supără, mergem la vot, pentru că ne-am speriat noi foarte tare. Anumiți colegii ai noștri care sunt nemulțumiți, păi, merg pe speriați. Cine? Haideți să vă spun un lucru. Nimeni din Partidul Național Liberal nu e speriat. E o vorbă veche care spune... Te mergi la vot acum? Da, ce-ți dă Dumnezeu, trebuie să duci. Deci, din punct, ce înseamnă să mergi la vot acum? Dacă să mergi la vot acum e imposibil. Cel mai repede poți să mergi la vot acum. N-am înțeles. Bă, în 3 luni. În 3 luni de zile probabil că o să fim la 20%. Haideți să vă spun un lucru. N-aduce anul ce aduce ceasul. Lucru numărul 2. Nu sunteți într-un trend crescător și știți și dumneavoastră că aveți probleme inclusiv în propriul bazin. Sigur că da. Nu e așa ușor. Nu e momentul și eu știu asta. O știți și dumneavoastră. Accept discursul politic. Dar la mine emisiune de obicei se merge pe ceea ce vă lăudam la început, pe adevăr și cinste. Eu vă spun un lucru nepolitic. Eu vă spun așa, că simpatizantul ăla liberal, care astăzi e superat pe PNL, dar care a votat liberalii și liberal-democrații de ani de zile încoace... Stă acasă! În momentul când va vedea... Stă acasă! Nu va sta acasă. În momentul când se va gândi că dacă liberalii nu sunt puternici în Parlament, o să ne aducă Ciolacu cu impozit progresiv până la 40%, va spune, bă, așa cum au fost ăștia... În condițiile în care a văzut că Partidul Național Liberal poate fi încălecat de Ciolacu și de PSD și că tot va ajunge unde a fost? La unde a fost? Progresiv, unde a fost încălecat? A fost nu încălecat. Unde? Călărit? Dar nu călărit, nu încălecat. E opinia dumneavoastră. Am o întrebare la dumneavoastră. Ați făcut parte din echipa câștigătoare? Ca majoritatea actuală e conducerea partidului, sigur că da. Am înțeles. E foarte frumos pentru că aveți, cum s-ar zice, un problem. Houston, we have a problem. Problema este Florin Câțu, care se ține cu dinții de funcție și susține că el nu se mișcă de acolo, chiar dacă, iată, vine președintele partidului Nicolae Ciucă și spune, domne, nu ne prea convine, nu prea e bine Nicolae Ciucă. Când am discutat cu domnul Florin Câțu, a fost în ziua în care a apărut informația despre această situație și am discutat cu dumnealui propunerea venind din partea dumnealui de retragere din grupul parlamentar, nu demisia din Partidul Național Liberal. Iar
am înțeles despre sau din declarațiile domniei sale de ieri, este o situație care trebuie clarificată la nivelul partidului. Cert este că Partidul Național Liberal mâine va vota pentru ridicarea imunității, așa cum a procedat de fiecare dată, pentru a permite justiției să-și facă datoria. Da, 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 imunitatea s-a ridicat, fără doar și poate, nu aici era problema, toată lumea era de acord, până și Florin Câțu a ieșit și a zis că, domne, eu cer colegilor să mi se ridice imunitatea. Dar nu putem să o ridicăm, domnul Șnecăr, pentru că noi nu vorbim de imunitate, asta e singura problemă. Credința. De ce deci, nu vorbiți de imunitate? Păi noi mâine votăm solicitarea de începerea urmăririi penale pe care în cazul unui ministru parlamentar poate să facă doar camera din care face parte. Deci noi mâine cerem parchetului general să transmită la DNA să înceapă urmărirea penală. Am folosit ca pe un eufemism cuvântul imunitate. Păi adică nu, dar să știți că e generator de probleme. Pentru că ridicarea imunității înseamnă, și dumneavoastră sunteți un om care țineți, înseamnă percheziție, da. Reținere percheziție, și arestare. Arestare, corect. Am și, înțeles. Și dumneavoastră bine, mai știți un lucru, că ridicarea imunității se poate face doar după începerea urmăririi penale. Motiv pentru care... Deci îi permiteți să se ducă să fie urmărit penal. Sigur. De către DNA, într-un proces care multă lume zice că procesul acesta trebuia să aibă loc, sau mai bine zis, cercetarea penală trebuia să aibă loc, o să vedem exact ce zice DNA-ul. Eu am damblaua mea cu casa de producție DNA, dar asta este o altă poveste, că nu vreau să intru în ea. Vreau însă să intru în această idee în care Florin Câțu reprezintă, ca să zicem așa, încă o greutate atârnată de PNL, într-un moment în care, după cum spuneam, PNL-ul nu stă pe roze, și eu mă refer la sondajele care nu s-au dat publicității, alea pe care le vedeți și dumneavoastră în interiorul partidelor, le văd și eu din când în când. Care ar fi întrebarea? Întrebarea ar fi cum rezolvați această greutate atârnată de PNL. Bun. Acum, dacă discutăm din perspectiva declarației domnului președinte Ciucă, noi trebuie să ne subordonăm regulamentului Senatului și respectiv regulilor care funcționează. Domnule, mă interesează partidul, nu Senatul. Partidul. Păi, ce face partidul? Partidul ce face? Păi, cu siguranță, păi nu. Deci, partidul funcționează ca partid, iar în interiorul Senatului funcționează grupul parlamentar. Domnul Câțu i-a promis domnului președinte Ciucă că în ipoteza în care se hotărăște în Parlament începerea urmăririi penale și parchetul începe urmărirea penală, domnia sa va face ca partidul să nu aibă riscuri de imagine asociate de persoana domniei sale. Noi avem și niște reguli de integritate care spun că la momentul trimiterea în judecată îi suspendăm, la momentul condamnării îi radiem. Deci există niște reguli care vor fi aplicate. Din punctul ăsta de vedere, noi nu păcălim pe nimeni dacă astăzi venim cu declarații pe ce facem cu Câțu. Mâine va fi spectacolul public produs de casa de producție care vorbesc dumneavoastră. Eu nu v-am întrebat așa aiurea dacă faceți parte din echipa câștigătoare și dumneavoastră ați răspuns foarte corect, precum face majoritatea conducerii PNL. Păi e aceeași, doar președintele s-a schimbat. Păi nene, de acord, tocmai de aia zic. Problema este că ceea ce îl acuză DNA pe Florin Câțu, Florin Câțu n-a făcut din punct de vedere al PNL-ului într-un vid acest lucru. El era înconjurat de o conducere politică a partidului. Sigur. Și eu mă întreb care ar fi, să spunem așa, nu vinovăția, dar măcar răspunderea politică a acestei conduceri la acuzațiile pe care le aduce DNA-ul? Păi haideți să vedem în primul rând dacă acuzațiile care le aduce DNA-ul vor fi probate și vor genera consecințe juridice. Eu cred că noi astăzi avem obligația... Nu. Se va întâmpla peste niște ani de zile, mulți. Păi stați. Deci noi astăzi avem obligația să lăsăm justiția, și PNL-ul a făcut întotdeauna asta, să-și urmeze cursul. Da? Vor vedea și românii de ce este acuzat Florin Câțu, își va spune Florin Câțu punctul de vedere și oamenii vor putea să judece. Dumneavoastră credeți că m-a întrebat pe mine Florin Câțu, care eram lider de grup, dacă să semneze contractul cu ea? Da,
Nu, vă întreb. Sau crezi că a făcut sondaj în interiorul partidului? A fost o decizie de prim-ministru. Eu vreau să sper că totuși în PNL n-a existat dictatură și că nici... Păi nu, dar era decizie guvernamentală. Exista totuși o comunicare între guvern și partid, așa cum s-a făcut întotdeauna. Facem o scurtă pauză, din păcate, domnule Fenechiu, că dă publicitatea peste noi. Când ne întoarcem, două bombe. Unu, retrocedări pe hotărâri judecătorești false și un penthouse a nepoatei unui șef SRI de toată frumusețea care se vinde pe nimica. Nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Două bombe v-am promis. Prima se referă la niște tereluri ale statului care au fost jmengălite, se pare, cu niște hotărâri judecătorești false. DNA-ul s-a apucat de percheziții. Este vorba de tereluri dobândite și vândute cu peste 10 milioane de euro. Talida Trofin știe povestea. Bun găsit, Talida! Bună seara, bun găsit tuturor! Suntem în Parcul Herăstrău. În această zonă, 24 de terenuri figurează ca fiind în posesia statului. Însă iată că persoanele care sunt cercetate acum de procurorii DNA și-au dorit să schimbe acest lucru și au și reușit cu ajutorul funcționarilor de la primărie și prin falsificarea unor hotărâri judecătorești. Astfel că aceste terenuri, 24 la număr, au intrat prin intermediul actelor false în posesia acestor oameni. 11 percheziții domiciliare au fost inițiate de procurorii DNA. Vor urma și audieri, potrivit surselor noastre, asta pentru că profitul obținut de acești oameni prin vânzarea sau prin ridicarea unor blocuri de locuit sau a unor clădiri de birouri, iată, le-a adus toată această afacere peste 10 milioane de euro. Vorbim despre un dosar care capătă tot mai multă amploare, asta pentru că procurorii DNA nu se lasă și vor ca aceste terenuri să rămână în posesia statului, așa cum ne arată documentele oficiale și nu documentele falsificate de aceste persoane care s-au îmbogățit pe spatele terenurilor din posesia statului. Care o știm, au mâncat, s-au simțit bine. Dar uite că mai avem o poveste, este vorba de Ioana Timofte, nepoata fostului director SRI, Radu Timofte, a fost acuzată cum că a făcut parte într-un grup infracțional organizat la o instituție din Ministerul Energiei și s-a pus sub sechestru apartament care de fapt e o frumușață de penthouse. Ei bine, au încercat să-l vândă, nu l-a luat nimeni. Acum a scăzut cu 25%, cu 25% mai puțin și valorează 360.000 la prima strigare. Sunt curios dacă o să îl ia cineva. Priviți imaginile. Cei care doresc penthouse-ul pot intra în posesia acestuia, însă mai întâi trebuie să plătească o garanție. Statul român a mai scos odată la licitație acest imobil, însă nu a fost vândut și iată, așa cum spune legea, trebuie să mai fie odată scos la licitație, mai ieftin cu 25%. Penthouse-ul Ioanei Timofte a fost sechestrat de procurorii DIICOT în cadrul unei anchete care o vizează pe nepoata fostului șef SRI. În etapa de urmărire penală, Ioana Timofte și-a dat acordul pentru vânzarea imobilului pentru recuperarea unui prejudiciu care se ridică la 9,7 milioane de lei, echivalentul la 2 milioane de euro. Un penthouse de lux situat în zona Băneasa și are 4 camere, 3 băi, 4 terase, 260 de metri pătrați, încălzire în pardoseală, dar beneficiază și de două locuri de parcare. Cu câteva luni înainte de a fi pusă sub acuzare de procurorii DIICOT, Ioana Timofte, directoarea companiei pentru controlul cazanelor, ISCIR, care și-a mobilizat
închiriat și amenajat apartamentul de lux pe banii din falsele achiziții făcute de instituția statului, a trecut penthouse-ul, dar și alte bunuri, două terenuri și alte două case pe numele mamei sale pentru a scăpa de sechestru. N-a reușit pentru că procurorii au stabilit că tocmai pentru acest apartament de lux munceau angajații din subordinea Ioanei Timofte, așa cum arată interceptările de la DIICOT. Doi angajați vorbesc despre mobilierul pe care îl avea Ioana Timofte în acest penthouse. Spunea Ștefan Bogdan că l-a chemat șefa să îi spună cum stă cu mobilierul și el i-a spus că nu prea mai sunt bani. Cealaltă angajată îi spunea că am prăduit, vedeți, am prăduit tot, suntem pe zero. Și Ivan Vasilica îi răspundea că o să facă rost de bani și cu siguranță că vor duce la îndeplinire sarcina trasată de Ioana Timofte. Ioana Timofte este acuzată de DIICOT că a coordonat un grup infracțional organizat format din mai mulți angajați de la Ișcir. Începând cu mai 2020, grupul infracțional a organizat 485 de achiziții publice fictive. În aprilie, nepoata fostului șef SRI a fost reținută 24 de ore pentru acuzațiile de delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat. Ulterior, ea a fost plasată în arest la domiciliu, măsură care a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar. Da, iar din tot ceea ce a câștigat statul înapoi, până acum, domnule Matei, s-au recuperat 20%. Apropo, că n-aveți bani. Da, foarte puțin, dar mă rog, după reclama făcută penthouse-ului, mă gândesc că ar trebui să treacă pe la caserie. Am zis să contribui și eu. Da, și eu sper să treacă, dacă în cel mai fericit caz se va vinde la a doua strigare, dar eu nu cred că se va vinde nici la a doua strigare, însă îmbucurător este faptul că statul român încearcă să mai recupereze ceva, sigur nu-i tot suma totală, dar e bine faptul că încearcă să recupereze. Cât despre primul material al dumneavoastră, lucrurile sunt foarte clare, este o mafie a imobiliarelor. E bine că DNA-ul a început să-și facă treaba. Eu înțeleg treaba. Că e o mafie, repet, 60 de miliarde este deficitul. Mă gândeam că poate aveți de unde strânge, vă dădeam niște ajutoare, de-aia am făcut acest material. Noi ne revedem, mulțumesc pentru participare, noi ne revedem mâine la ora 19, până atunci însă continuă festivalul exclusivităților. Andreea Cresulescu a chemat astăzi România educată la raport. Bun găsit, Andreea, ce ți se raportează? Bun găsit, domnilor și domnilor! Foarte multe lucruri bizare. O să vedeți imaginile zilei din Parlament și cum se joacă drepturile românilor din Ucraina în condițiile în care noi ajutăm atât de mult această țară. O să vedeți și ce se întâmplă pe zona asta de România educată, cum am ajuns să plătim burse pentru cei care au note sub 5 și nu le plătim pe cele de excelență. Sunt decizii la nivel înalt. Și de asemenea, o să vedeți și ce se întâmplă cu blocajul din instituțiile statului care fac plăți importante. Este în continuare grevă generală și ca o informație de ultimă oră, o să vedeți care este decizia de plata pensiilor pe decembrie. Informația vine de la Ministerul Muncii. Și la fel de important ca o decizie de ultimă oră, vedeți ce se întâmplă și cu România în lupta ei de a intra în Schengen. E un consiliu la începutul lunii decembrie. Ce decizii se pot lua acolo, aflați de la noi. Și tot în această seară vă dau detalii foarte, foarte importante și despre vreme. O să vedeți și acolo bizarerii, adică avem din nou coduri de vreme rea și ninsoare, dar în egală măsură, în anumite zone ale țării, o să fie temperaturi de primăvară, toate detaliile imediat.